Casa Misterelor de Edgar Wells. Capitolul 12. Tânăra și frumoasa domnișoară Doris Gray se afla într-o mare dilemă. Nici acum nu știa dacă unchiul ei într-adevăr murise, dar fie că e mort, fie că trăia, situația ei era dintre cele mai penibile. Frank Doughton îi era deosebit de simpatic. Ținea mult la el, dar de aici și până a-l lua de bărbat era cale lungă. Inima ei începuse să încline mai mult către acest Poltavo, care știa să povestească atât de frumos atâtea lucruri interesante din toate capitalele țărilor pe care le cutreierase. Felul lui politicos și discret de a-i face curte produsese o impresie destul de puternică asupra ei. Adevărul e că dacă ar fi obligat-o cineva să spună pe loc pe care dintre cei doi bărbați îi prefera, pe Frank sau pe Poltavo, n-ar fi putut să spună. Dacă reflecta mai profund, sigur că Frank îi părea mai potrivit și mai atrăgător, dar faptul că unchiul ei îi alesese el viitorul soț în loc să o lase pe ea să-și aleagă, o irita și o intriga. De fapt, încă nu voia să se mărite. Dacă unchiul ei nu-i dădea averea foarte bine, va aștepta încă 5 ani până se va maturiza. Avea timp suficient să-și analizeze sentimentele față de Frank. Băiatul era totuși drag, lângă el se simțea ocrotită și fericită, dar de iubit încă nu-l iubea. Dispoziția testamentară a unchiului ei o revolta, fiindcă îi se părea că îi îngrădește libertatea. Într-o frumoasă dimineață de aprilie, în timp ce se plimba prin Green Park, se întâlni cu Frank. Băiatul era vesel și, apropiindu-se de ea, îi spune entuziasmat: "Am o veste bună pentru dumneata." "Să ne așezăm pe o bancă," îi spune fata surâzând, invitându-l să ia loc lângă ea. "Ce veste bună ai?" "Ți-aduce aminte că domnul Farrington mă rugase insistent să-l găsesc pe moștenitorul milioanelor lui Tollington?" Ea dădu din cap afirmativ. "Ei bine, l-am găsit," spuse el triumfător. Bătrânul Tollington avusese un nepot, fiul surorii sale moarte, și acest nepot este moștenitorul averii. Sora lui Tollington fusese logodită cu un bancher bogat din Chicago, dar dispăruse în ajunul nunții, fugind cu un englez pe care familia ei nu-l cunoștea. Familia presupunea că englezul era de fapt un aventurier care voise să-și refacă averea pierdută în America. Se pare însă că lucrurile n-au stat chiar așa, pentru că nu numai că ginerele a refuzat să stea de vorbă cu părinții fetei, deși știa că fata este extrem de bogată, dar nici măcar nu i-a îngăduit acesteia să ia legătura cu părinții ei ca să le spună cum se numea ca doamnă. Așa că din momentul dispariției sale, părinții i-au pierdut urma. Mai târziu aceștia au auzit că s-ar fi înapoiat în Anglia, unde, prin muncă îndârjită și răbdare, englezul cu pricina și-a creat o situație. Cu timpul, sora lui Tollington a început să le scrie părinților, fără însă a le spune vreodată cum se numea și niciunde anume se afla. Părinții răspundeau prin oficiu de anunțuri al ziarului Times. Cu toate eforturile depuse, n-au reușit să intre în legătură cu ea. După moartea părinților, nici fratele ei n-a reușit să afle unde este. "Și dumneata ai reușit?" îl întrebă surâzând Doris. "N-am ajuns însă până acolo, dar am descoperit că bărbatul care plecase în urmă cu 60 de ani în America, împreună cu sora lui Tollington, au trăit o vreme la Grand Bradley." "Nu tot acolo stă și Lady Constance Dex?" întrebă Doris. "Ba da, se pare că locuiesc mai multe persoane acolo, chiar și amicul nostru," zise el șovăind. "La cine anume te referi?" "La prietenul dumitale, Poltavo. Acum e acolo în calitate de musafir al doctorului Fall. N-ai auzit încă de Casa Misterelor?" "Ce naiba știe toată Londra de ea?" "Îmi pare rău, dar n-am auzit," spuse Doris. "Hai, povestește mai departe cum ai aflat că au trăit în Great Bradley." "Printr-o simplă întâmplare. Am locuit și eu câțiva ani acolo, timp în care l-am cunoscut pe unchiul dumitale. Se înțelege că pe atunci eram în puști, dar nu faptul că am stat acolo m-a ajutat, ci faptul că, dărâmându-se un oficiu poștal, am găsit o droaie de scrisori ce nu mai fuseseră expediate." "Da, scrisori? Scrise în urmă cu, știu eu, 40 și ceva de ani?
Una dintre scrisori era adresată lui Tollington. Purta semnătura surorii sale. Din întâmplare mi-a căzut în mână o comunicare adresată redacției ziarului la care lucrez. Ei bine, corespondentul nostru din Great Bradley primisese o listă cu adresele pe care nu trimise nouă. M-am dus atunci la Great Bradley și, datorită bunăvoinței unui funcționar, am făcut o copie după acea scrisoare. Frank se căută în buzunare, scoase hârtia și citi cele ce urmează. Dragă George, vreau să-ți comunic că suntem bine sănătoși și că ne merge bine. Am citit rândurile tale din Times. Mă bucur să aflu unele noutăți. Salutări de la Harry. Cu dragoste, sora ta, Annie. Sigur că nu e vorba de o descoperire senzațională, dar totuși e un început, spuse Frank, vrând parcă să se scuze și vârâ scrisoarea în buzunar. Probabil că în Great Bradley locuia o mulțime de femei cu numele de Annie. Din păcate, scrisoarea asta acum nu mai are pentru mine tot atâta importanță cât ar fi avut înainte. Te referi la partea materială? Întrebă Doris. Nu, spuse el încet. Știi, Doris, n-am avut până acum posibilitatea să spun cât de rău îmi pare că testamentul unchiului dumitale conține acea clauză. Gândul că e silită să faci ceva ce nu-ți convine mă mâhnește profund. Fata se roșii și întoarse privirea. Crede-mă, nu vreau să trag foloase de pe urma acestei clauze, continuă el timid. Vreau să fii fericită, să nu mă accepți decât dacă mă iubești cu adevărat. Ea nu-i răspunse, ci doar oftă adânc. Speram să-ți pot oferi într-o zi toate avantajele materiale pe care un bărbat le poate pune la picioarele iubitei sale. Crezi, Frank, că m-ar impresiona acest lucru? Cel puțin ai fi fost sigură că nu te iubesc pentru averea dumitale? Ochii fetei se umplură de lacrimi. Ascultă-mă, Frank, zise Doris încet. Îmi ești foarte drag, dar nu sunt sigură că te iubesc când te ajuns de mult încât să te iau de bărbat. Povestea asta prea a venit pe neașteptate. Există altcineva la care ții mai mult? Fata îi evită privirea jucându-se cu mânerul umbrelei. Nu, nici de cum. Știi, Frank, n-am o părere prea grozavă despre mine și nu cred că meriți să te frămânți atât de mult din pricina mea. Tânărul o conduse până la poarta parcului, o ajută să se urce într-un taxiu și urmări cu ochii mașina până ce o pierdu din vedere. Adevărul e că Poltavo începuse să aibă o mare influență asupra ei. Chipul, glasul lui, toată acea aură de străini interesant și cultivat începuseră să o obsedeze. Când ajunse acasă în Berkeley Square, fu oprită de intendent. Am o scrisoare urgentă pentru dumneavoastră, doamna Gray. Cel care mi-a adus-o m-a rugat să vă o predau imediat. Ea luă plicul din mâna intendentului, îl desfăcu și găsi în el al doilea plic pe care scria cu litere de mașină următoarele. Citește scrisoarea când vei fi singură. Încuie ușa și asigură-te că nu e nimeni prin preajmă. Fata își încruntă sprâncenele. Oare ce secret conține acea scrisoare? Făcu însă ceea ce îi se ceruse. Când desfăcu al doilea plic, începu să gâfâie, căci recunoscu scrisul unchiului ei. Scrisoarea lui suna astfel. Doresc ca în 7 zile să te măriți cu Frank. Toată averea mea, toată viața mea depinde de acest lucru. Dacă siguranța mea înseamnă ceva pentru tine, distruge imediat această scrisoare. Cu drag, Gregory Farrington. Smith intră cu pas ferm în biroul șefului său. Întrebă Sir George. Vă pot spune tot ce știu? Apoi, ce presupun? Ia-o întâi cu certitudinile, apoi cu presupunerile. Punctul 1, începu comisarul, luând un scaun și așezându-se în fața biroului. Grigore Farrington trăiește. Individul decapitat pe care l-am scos din Tamisa trebuie să fi fost ucis de un glonțe la vamă. De aici deduc că cel de-al doilea hoț care a luat parte la spargerea de la vamă a fost Farrington. Planul de a fura cufărul doctorului Golden Worthy a fost conceput cu multă meticulozitate. În cufăr se afla, printre altele, un carnet cu multe însemnări zilnice, care, dacă ar fi căzut în mâna Lady Dex, aceasta i-ar fi putut dăuna lui Gregore mult tot, fiindcă el purta toată vina morții iubitului ei. Carnetul acela ar fi lămurit multe lucruri, iar Farrington avea tot interesul ca el să nu cadă
în mâinile Lady Constance. Poți dovedi acest lucru? Sigur! Smith scoase din buzunar câteva scrisori și le puse pe birou. Ah, uitați-vă, copia scrisorii pe care Downtown o scrisese doamnei Dex. Nu vă pot spune cum a ajuns în posesia ei. Știți, oamenii noștri nu prea aleg mijloacele. Știu, zise Sir George surâzând. De altfel, în locuința parohială s-a săvârșit acum câteva zile o spargere. Am motive să cred că vinovatul e chiar secretarul particular al preotului, unul Sheches. Așa este, răspunse Smith bine dispus. În al doilea rând, continuă el, aflați că Grigore Farrington și excrocul de Fallock sunt una și aceeași persoană. Ești convins de ceea ce spui? Pe deplin? Un paragraf din testamentul lui Farrington a fost scris cu scopul de a mă induce în eroare. Dar de curând s-a ivit noi scrisori cu iscălitura lui Fallock, prin care încearcă să stoarcă bani de la diverse persoane cu stare. Unde se află acum Fallock? În casa misterelor. Atunci, de ce nu punem mâna pe el imediat? Întrebă Sir George. Nu e chiar așa de ușor cum credeți dumneavoastră. Casa misterelor ascunde o mulțime de taine pe care deocamdată nu le pot dibui. Casa a fost construită de un om dibace, foarte bun cunoscător al tehnicii moderne. Scopul pentru care Farrington și-a ridicat această casă a fost ca să aibă unde să se ascundă atunci când îl va dibui poliția. Sunt absolut sigur că o descindere acolo ar duce la dispariția inculpatului. Trebuie să avem puțină răbdare. Eu tot nu pricep de ce a trebuit să dispară în împrejurări atât de dramatice, zise Sir George. Am să vă explic imediat. A dispărut de frică. Știa că descoperisem că el era Fallock. Știa de asemenea că-l bănuim că-i ucise pe cei doi amărâți din fața ușii sale. Nu vedeți cum se înlănțuie totul? Farrington adusese din Europa lucrători străini care i-au terminat casa. Deși clădirea fusese începută acum 30 de ani, a fost terminată doar de 2-3 ani. Toate îmbunătățirile au fost făcute la urmă. Am aflat că cei doi pe care i-am pușcat fuseseră angajați să efectueze unele schimbări și să monteze niște motoare. Farrington auzise cearta dintre ei. Acesta a mărturisit-o de altfel singur. Cum a văzut că cei doi și-au scos revolverele și a spus probabil că a sosit momentul să scape de ei. A deschis ușa, i-a împușcat, stând în vestibul. A închis apoi ușa și a pus revolverul la loc în sertarul biroului. A venit pe urmă repede înapoi pentru a povesti poliției cât e de speriat. Numai că atunci când a intrat în casă, am simțit imediat parfumul prafului de pușcă. Dar Lady Dex a fost acolo. A fost de față când Farrington i-a împușcat pe cei doi. Ce căuta femeia aia acolo? Știu și eu. Poate să-i reproșeze lui Farrington crimele săvârșite. De ce n-o fi dispărut Farrington în alt mod? Și la urma urmei, de ce a trebuit să dispară? Întrebă Sir George. Se bucura de credit în City, apoi administra averea nepoatei sale. Farrington nu era din aceea care să-și piardă lesne cumpătul. Nici eu nu mi-am explicat acest lucru cu atât mai mult cu cât nu-i stătea în caracterul lui Farrington astfel de gesturi. La urma urmei, putea dispune de toată averea nepoatei sale. Dacă s-ar fi atins de banii fetii sau dacă i-ar fi pierdut în diverse speculații, mai înțeleg, dar așa. Ce-i de gând să faci în continuare? Am pus sub supraveghere casa misterelor. Am luat de asemenea toate măsurile de prevedere ca Farrington să nu-și dea seama că este viza de poliție. Încerc chiar să-l ademenez să iasă din vizuină. Și Poltavo? Poltavo e acum în oraș, spuse Smith. Cu el putem isprăvi ușor. Se pare că a devenit agentul lui Farrington și că e foarte sigur de sine. Capitolul 13. Într-adevăr, așa cum spusese Smith, Poltavo revenise la Londra după scurta sa ședere în Great Bradley și continuând să ducă aceeași viață ca mai înainte. Oamenii îi privea cu oarecare suspiciune pentru că nu era prea edificat în ce privește situația sa materială. În plus, nu prea se știa dacă avea sau nu dreptul să poartă titlul de conte.
În almanahul Gota erau trecute vreo 6 familii Poltavă. Sigur că domnul Conte putea aparține oricăruia dintre cele 6 familii, numai că el răspundea la întrebările care îi se punea cu un surâs ironic și cu un cuvânt sau două din care nu prea aveai ce alege. Acum nu mai putea fi exclus din societate pe motiv că nu era destul de bogat. După ce s-a întors la Londra, a închiriat apartamentul la Burlington Garden și și-a cumpărat două mașini ultimul tip, și-a comandat o garderobă de o eleganță rafinată și-a mobilat apartamentul cu mobile de mare preț. În mai puțin de o săptămână arăta atât de distins și deosebit încât până și el a avut impresia că nu arătase niciodată astfel. Cu toate astea, Poltavă nu era în apele lui. Faptul că fusese la un pas de moarte îi tulburase echilibru interior și îl făcuse nervos. Poltavă fusese trimis la Londra de către Farrington, care încredințase o mare sumă de bani să execute dispozițiile și planurile, punându-l în legătură cu 100 de agenții din toate straturile sociale, agenți care îi furnizau informații despre ziarul Bârfa. Farrington câștiga foarte puțin de pe urma acestui ziar. În schimb, era tot timpul la curent cu toate bârfele, cancanurile și scandalurile de pe urma cărora se alegea cu bani grei. Bărbați cu situații înalte care își înșelau nevestele, soții infidele, fete foarte tinere din înalta societate care își făceau de cap fără știrea părinților și câte și mai câte. Misteriosul domn Falloc avea însă grijă de fiecare și nimănui nu-i trecea prin cap să facă vreo legătură între ziarul acela abject, citit aproape numai de slugi și de excrocul Falloc. Cei cu musca pe căciulă plăteau și tăceau ca nu cumva Falloc să publice în ziar vreo știre compromițătoare, care să le atragă blamul public. Acest șantajist ordinar, acest ticălos, nu struncina numai averea victimilor sale, ci de multe ori le distrugea și viața. Scotland Yardul descoperise drept o cauză a unui număr mare de sinucideri, scrisorile de amenințare a lui Falloc. Biroul ziarului Bârfa se afla la ultimul etaj al unei case de raport din Fleet Street. Redacția se afla într-o singură odaie unde un individ tăcut primea corespondența pe care mai apoi o depunea la oficiul de bagaje a unei gări din Londra. După un ceas era luată de un alt comisionar care o depunea la o altă gară. Abia aici ajungea în mâinile redactorului șef, care selecta scrisorile, le traducea în engleză pe cele mai interesante. Unele scrisori conțineau articole scrise de scriitori cunoscuți. Falloc avea nevoie de aceste articole ca să dea bârfei aparenței unui ziar cât de cât onorabil, dar și ca să-l umple cu ceva. De obicei scria el singur câte o pagină sau chiar două, cu diverse informații din înalta societate, fără însă a jigni sau ofensa pe cineva. Numai că în fiecare pachet cu scrisori se găseau întotdeauna cel puțin două sau mai multe, care îi oferau excrocului posibilitatea de a face rău. Cei care trimiteau astfel de scrisori primeau o răsplată de 5 lire sterline. De câteva ori s-a întâmplat ca materialele interesante să fie atât de numeroase, încât Falloc a plătit aproape 1000 de lire într-o săptămână. Poltavo se dovedea a fi foarte conștiincios și îndemânatic, lucra ceasuri în șir în biroul său, însă, în ultima vreme, gândurile îi zburau aiurea. Foarte mulțumit de slujba pe care o avea, era doar o meserie ușoară care îngăduia să-i aducă o mulțime de bani. Făcea ce făcea și ofta și spunea în sinea lui, așadar într-o săptămână va trebui să se mărite cu Frank Doughton. Deși Farrington mă obligă să renunț la această fată frumoasă, grațioasă și bogată. Nu, nu, nu. Iar nu. Nu vreau să-i fac pe plac excrocului. Trebuie să găsesc ceva care să o împiedic pe Doris să se mărite cu Frank. Dar iată că brusc sună telefonul. Alo, ai putea să treci mâine pe la mine? Întrebă Doris. Pot veni chiar acum? Răspunse mieros Poltavo. Dacă ai putea veni acum, m-aș bucura. Sunt foarte îndurerată. Sper că nu s-a întâmplat ceva grav. Am primit o scrisoare de la cineva, spuse ea cu subînțeles. Pricep? Cineva vrea să faci ceva ce nu-ți convine. Tot ce pot să spun e că sunt complet dezorientată. Ultimile întâmplări m-au dat peste cap. Cunosc conținutul scrisorii, fiindcă eu ți-am adus-o.
Da? Și ce părere ai? Știi foarte bine. Cred că nu te aștept să fiu de acord cu ceea ce ți se spune să faci. Te aștept mâine atunci, spuse ea. Nu, vin chiar acum. În clipa aceea de revoltă împotriva tiraniei șefului său, Poltava uitase primejdia care îl amenința dinspre casa misterelor. În el se trezi brusc instinctul unei fiare dezlănțuite care vedea cum îi se ia prada din față. O găsi pe Doris palidă, lipsită de vlagă și nervoasă. Sub ochi avea cearcăne dovadă că își petrecuse noaptea stând trează. Nu știu ce să fac. Țin mult la Frank, dar, ei bine, nu-l iubesc până într-atât încât să-l iau de bărbat. Păi, atunci, de ce să-l iei? Cum aș putea să-l refuz pe unchiul meu? Și îi arătă scrisoarea. Poltava luă scrisoarea și o aruncă în foc. Văd, dragă domnișoară, că nu ești cât uși de puțin prevăzătoare. Ceva din purtarea lui îi displăcu fetei. Poltava se gândea mai mult la siguranța lui și la obligația pe care o avea față de Farrington decât de situația ei. Acum, ascultă-mă, spuse Poltava, nu te mai necăji din pricina asta. Dă-mi voie să discut cu Farrington, știu că e un om încăpățânat și ambițios. Poate are un motiv special să te mărite cu Frank. Lasă-mă să discut cu el. Dacă nu primesc de la tutorele meu o nouă scrisoare care să o revoce pe prima, atunci va trebui să fac ce mi-a poruncit. Doamne, în ce situație mă aflu, zău dacă pricep în ce fel pot să-l ajut eu, măritându-mă cu Frank. Poate știi dumneata, domnule Poltava. Dar el clătină din cap negativ. Ai luat legătura cu Frank? Da, i-am scris. Vrei să vezi copia scrisorii? Da, sigur, mă interesează. Dragă Frank, citi el dintr-un motiv pe care nu ți-l pot explica pentru că nu-l știu, căsătoria dorită de unchiul meu va trebui să aibă loc săptămâna viitoare. Știi că încă nu te iubesc destul și că, dacă ar fi după mine, nu m-aș mărita. Dar sunt silită să procedez astfel, contrar voinței mele. Îmi vine foarte greu să spun toate aceste lucruri, dar cunosc caracterul tău nobil, mărinimia și bunătatea sufletului dumitale și știu că vei înțelege pe deplin revolta mea. Poltava puse scrisoarea pe masă și începu să se plimbe prin odaie fără a scoate o vorbă. Apoi se întoarse și zise: spune-mi, domnișoară Doris, dacă aș fi eu în locul lui Frank, ai ezitat tot atât? Ea se uită speriată la el și Poltava înțelesese că făcuse o mare greșeală. Confundase încrederea și simpatia ei cu un sentiment mult mai puternic pe care fata era departe de a avea pentru el. În acea privire a ei, Poltava citi mai mult decât știa ea însăși. Și anume că în adâncul sufletului ei, Doris îl alesese de mult pe Frank. Ridică mâna împiedicând-o să-i răspundă. Nu spune nimic, zise el surzând, dar poate că-ți vei da seama cândva că declarația mea de dragoste a fost cel mai mare compliment pe care l-am făcut vreodată unei femei, fiindcă dumneata ai fost singura ființă care mi-a inspirat o iubire dezinteresată. Vocea îi tremura și poate că și credea ceea ce spunea în acel moment, fiindcă tot la fel le vorbise și altor femei pe care le iubise în trecut, dar care duseseră cu ele în mormânt amintirea chipului său fascinant. Acum trebuie să așteptăm răspunsul domnului Frank, adăugă el. L-am și primit, căci Frank mi-a telefonat imediat. Da? Și când va avea loc fericitul eveniment? Te rog, nu vorbi astfel, zise ea acoperindu-și obrazul cu palmele. Nu știu nici acum în ultimul ceas dacă voi avea puterea să îndeplinesc dorința unchiului meu. Când te măriți, întrebă Poltava din nou. Peste 3 zile. Ne vom duce la Paris, spuse ea roșindu-se. Frank dorește și făcu o pauză. Ei bine, Frank dorește să trăim separat, cu toate că ne va fi greu să ascundem că suntem căsătoriți. Înțeleg? Domnul Frank și-a dovedit astfel delicatețea născută pe care eu apreciez foarte mult. Doris se încruntă. Tonul lui protector nu era câtuși de puțin justificat, iar părerea sa despre Frank aducea mai curând a impertinență. Te-ai gândit, întrebă el, ce s-ar întâmpla dacă nu te-ai căsătorit cu Frank și n-ai îndeplinit dorința unchiului dumitale? Ai cumva idee ce s-ar putea întâmpla? Nu, răspunse ea sincer. Am crezut întotdeauna că unchiul meu e un om bun, înțelegător și că mă iubește, dar... Dar, continuă Poltava,
Acum știi că este un om care uzează cu brutalitate de îngăduința și de încrederea celor din jur, că e un egoist și un excroc. Cred că a fost cumplit pentru dumneata să descopere acest lucru. Da, a fost îngrozitor. Mătușa mea, Lady Dismore, avea dreptate când spunea ce spunea despre unchiul Gregory. Lady Dismore are întotdeauna dreptate, ăsta e apanajul vârstei și al experienței. De ce crezi că are dreptate? Păi, mătușa mea a fost întotdeauna convinsă că unchiul este amestecat în tot soiul de afaceri necinstite. Mi-a spus de mai multe ori acest lucru, dar eu nu am crezut-o. Deci, 3 zile, zise Poltavo, nemai ascultând-o pe Doris. De ce se grăbește atât de tare, Farrington? De ce l-a ales tocmai pe tânărul Frank, care e sărac ca un șoricel, drept soț pentru nepoata sa? Răspunsul la aceste întrebări avea să-l coste mare eforturi. Înclinându-se în fața fetei, o părăsi fără un cuvânt. Dragi prieteni, întrerup puțin pentru a vă reaminti să vă abonați la canalul meu Lectură și Relaxare. Este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Puteți lăsa un like, un comentariu dacă v-a plăcut lectura. De asemenea, am deschis și opțiunea de membri, în care veți putea afla ce carte urmează să citesc în premieră. Totodată veți putea audia cărțile integral. Vă mulțumesc pentru susținere! Frank Dalton avea impresia că visează. Nu putea crede că tocmai pe el îl aștepta o asemenea fericire. Numai că în toată bucuria asta se amesteca gândul amar că urma să se însoare cu o fată care nu dorea să se mărite. În optimismul și exaltarea sa, își spunea că până la urmă Doris va ajunge totuși să-l iubească. În acele zile munci cu greu atât la ziar cât și la descurcarea afacerii Tollington. Cercetase toate registrele bisericii, însemnându-și într-un carnet toate femeile cu numele de ani. Treaba era extrem de dificilă, fiindcă exista o mulțime de ani. Cu 2 zile înainte de a sensura, adusese redactorului șef ultimul său articol. Acesta îl felicită spunându-i: presupun că de acum încolo vom aștepta cam mult până vom primi un articol din partea dumitale. Deși soția mea va fi foarte bogată, răspunse Frank liniștit, acest lucru nu va afecta munca mea, pentru că n-am de gând să iau o centimă din banii ei. Bine faci, îl aprobă redactorul șef bătându-l pe umăr. Bărbatul care trăiește pe spinarea nevestei sale nu merită niciun fel de stimă. La ora 9, Frank plecă de la ziar și cum încă nu mâncase, se gândea să intre într-un restaurant din Sosho, să ia masa de seară, apoi să se ducă să se culce. Muncise mult în ziua aceea și mai avea și a doua zi o mulțime de lucruri de terminat. În fața clădirii ziarului staționa o mașină elegantă a cărei vopsea strălucea în lumina lămpilor electrice. Frank vrut să treacă pe lângă ea, dar fu oprit de șofer. Scuzați-mă, vă rog, spuse el, dumneavoastră sunteți domnul Dalton? Da, răspunse Frank mirat. Am ordin să vă conduc la Sir George Frederick. Frank, care auzise de numele acestui membru al Parlamentului, încercă să-și aducă aminte dacă îl cunoscuse personal. Dar de ce să mă cheme Sir George? Ar dori să discute cu tine câteva minute. Frank nici nu avea de gând să refuze. În plus, mașina avea să-l conducă chiar în direcția în care intenționa să meargă. Deschise deci ușa și se urcă în mașină. Dar abia după ce se așeză, observă că nu era singur. Ce înseamnă asta? Dar nu mai apucă să termine. Cineva l-apucă de gât, îl trânti pe pernele mașinii și automobilul o porni din loc, trecând în goană prin centrul orașului. Capitolul 14. După o noapte de insomnie petrecută în casa parohială din Great Bradley, Lady Constance Dex se dădu jos din pat. Coborând sufragerie, se așeză la masă lângă fratele ei. Preotul rămase surprins când o văzu. Preotul era un bărbat scund, cu o figură binevoitoare, mulțumit de sine și de cei din jurul lui. Era genul de om pe care un cutremur de pe pământ în Little Bradley, care i-ar fi dărâmat biserica, nu l-ar fi preocupat mai mult decât înflorirea copacilor din grădină. Văzându-și sora la masa de dimineață, rămase totuși surprins. Vii la micul dejun, Constanț?
Nu te-am mai văzut de ani de zile la masa de dimineață. N-am putut să dorm, răspunse ea, luându-și o bucată de șuncă de pe platou. Cred că o să mă duc la Moon Cottage. Auzind aceste cuvinte, fratele ei își încruntă sprâncenele. Am fost întotdeauna convins că Moon Cottage n-a fost darul cel mai potrivit pe care ți l-a făcut răposatul Farrington. E un loc mult prea retras. Mi-e teamă ca nu cumva într-o bună zi să nu te atace vreun vagabond sau, Doamne ferește, vreun criminal. Cuvintele sale conțineau mult adevăr. Moon Cottage era o casă mică drăguță cu un singur etaj care fusese clădită de către proprietarul casei misterelor în același timp cu aceasta. Farrington avusese la început intenția să folosească acea casă ca locuință de vară. Acolo nu l-ar fi deranjat nimeni, căci strada pe care se afla casa nu era prea frecventată. Cu mulți ani în urmă, când din subsolul acelui teren se scoteau cositor și plumb, casa se afla într-o regiune plină de activitate. Pe partea cealaltă a dealului se mai vedeau încă locuințele pe jumătate dărâmate ale foștilor mineri. Proprietarul casei misterelor clădise acea căsuță dintr-un motiv necunoscut. Cu toate că se afla la vreo 3 km departare de casa sa, nu cruțase nici bani și nici o steneală, aranjând-o și mobilând-o în modul cel mai elegant cu putință. Lady Constance Dex primise de la Farrington și de la prietenii acestuia multe daruri. Ba fusese o vreme când orice ar fi făcut Farrington pentru ea, îi se părea chiar prea puțin, deși o copleșise cu dovezile adorației sale. Moon Cottage fusese poate cel mai scump cadou. Lady Dex se putea retrage să-și amintească de zilele fericite trăite în Great Bradley. Da, casa e cam singuratică, zise ea râzând, dar tu știi, Jerry, că mă pot descurca foarte bine și singură. Afară de asta, îl am pe Brown. Preotul dădu din cap și își reluă lectura ziarului Times pe care o întrerupse la venirea ei. La urma urmei, pe cum crezi, zise el lăsând ziarul pe masă. Cine este acest domn Smith? Domnul Smith, răspunse ea cu interes. Dar despre care Smith vorbești? Despre polițistul care a vizitat în ultimul timp de mai multe ori Greg Bradley. Oare să fie ceva de la locul său în casa misterelor? Ce poate să fie? În ultimii 20 de ani nu s-a întâmplat nimic extraordinar în acel loc. Eu n-am fost niciodată de acord cu construcția acelei case. Constance termina în grabă micul dejun și se ridică de pe scaun. Tu n-ai fost niciodată de acord cu nimic, Jerry. Trecând pe lângă el, îl bătu ușor pe umeri, apoi se uită pe fereastră. Trăsura o aștepta în fața casei. Brown, pe care nimeni nu-l putea scoate din indolența lui, ședea pe capră. La prânz sunt înapoi, spuse Constance fratelui ei. Jeremy Bentley se uită după ea și o văză urcându-se în trăsură cu o mapă în mână. În acea mapă se aflau scrisorile și însemnările zilnice pe care îi le adusese doctorul Goldworthy din Congo. Dar despre asta preotul nu știa nimic. Ajungând, Lady Constance deschise o poartă și trecu pe sub un arc acoperit cu verdeață. Poți să desham calul, Brown. Eu rămân aici cel puțin 2 ore, îi spuse ea vizitiului. Brown o salută. Era obișnuit cu drumurile astea și avea răbdarea necesară meseriei sale. Duse deci trăsura în spatele casei unde se afla un grajd care încă nu fusese folosit niciodată. Descămă calul, îi puse sacul de ovăz pe după cap, iar el se așeză să-și citească ziarul favorit, un ziar care vorbea despre păcatele celor bogați. Peste un ceas îi se păru că aude vocea stăpânei sale. Se sculă, se duse până la ușă și trase cu urechea. Dar nemai auzi nimic, se înapoi de unde plecase și își continuă lectura. După aproape 4 ore de așteptare, constată că îi se făcuse foame. Se ridică, înhămă calul și trase în fața ferestrei biroului stăpânei sale. Trecând încă o jumătate de oră fără ca Lady Constance să-și facă apariția, coborâ de pe capră și bătu la ușă. Dar nu-i răspunse nimeni. Mai bătu odată, dar fără rezultat. Îngrijorat, se apropie de ochiul de geam și se uită înăuntru. Toată podeaua era acoperită cu hârtii, un scaun fusese răsturnat și călimara de asemenea. Omul își dădu seama că se întâmplase ceva. Scutură cu putere ușa, încercă să deschidă fereastra, dar ambele erau încuiate.
Chiar în acel moment văzu venind în viteză dinspre casa parohială o mașină care opri brusc. Unde e Lady Constance? Întrebă Smith sărind din mașină. Vizitiul arătă tremurând cu mâna spre casă. Este acolo, spuse el, dar acum toate lucrurile sunt răvășite, iar stăpâna nu răspunde. Uitându-se pe fereastră, Smith îi spuse, dă-te la o parte, băiete, și ridicând bastonul, sparse fereastra și în câteva secunde pătrunse în cameră. Alergă din cameră în cameră, dar nici urmă de Lady Constance. Pe pardoseala biroului se afla o bucată de dantelă care fusese probabil ruptă din gulerul doamnei Dex. Uitați-vă, spuse inspectorul ela care îl urmase pe Smith, arătându-i o bucată de hârtie de pe masă, urma unei mâini însângerate. Deci Farrington a trecut pe aici, zise Smith, dar cum a părăsit această casă? Îl interogă amănunțit pe vizitiu, dar Brown nu știa mai multe decât îi spusese înainte. Nu, domnule, e cu neputință ca cineva să fi părăsit casa fără ca eu să-l fi văzut. Din locul unde ședeam, vedeam nu numai casa, dar și toate împrejurimile. Mai există vreun loc unde obișnuia doamna Dex să stea? Uneori stătea în spatele casei, răspunse Brown după ce se gândi câteva clipe. În spatele casei se afla o remiză mare pentru trăsuri și un mic grajd. Ușa, nefiind închisă cu lacăt, Smith o putu deschise ușor. Într-un colț se afla o grămadă de fân unde dormea uneori vizitiul. Smith se apropie, se aplecă brusc, apucă pe cineva de guler și îl ridică în picioare. Ce-ar fi stimabile să-mi spui ce naibii faci pe aici? Dar tăcu brusc, surprins, căci cel pe care se pregătea să-l aresteze nu era altul decât Frank Doughton. Curioasă poveste, spuse Smith. Mi-ai istorisit că ai fost răpit aseară, că ai fost plimbat prin toată Londra, apoi dus la țară și că ai scăpat în zorii zilei sărind din mașină care mergea foarte încet. Da, e adevărat. Habar nu aveam unde mă aflu. Nu cumva știți dumneavoastră? Te afli în apropiere de Great Bradley, spuse Smith. Mă mir că nu-ți recunoști locul de baștină, căci după câte știu, ți-ai petrecut copilăria și o parte din tinerețe pe aici. Frank se uită mirat în jurul său. Oare de ce m-or fi adus aici? Spune-mi, domnule Smith, nu crezi că au vrut să mă ducă în casa misterelor? Nu cred. Presupun mai curând că amicul nostru Poltavo a pus la cale toată povestea asta poruncind să fie adus aici ca să cadă bănuiala asupra celor din casa misterelor. Dar nu mi-ai spus cum ai ajuns în grajdul ăsta. Căznindu-mă să scap de urmăritorii mei, am ajuns în fața casei ăsteia, ce părea a fi singura locuință din împrejurim și după ce am încercat în zadar să-i scol din somn pe locatarii ei, am intrat în grajd unde am adormit imediat. Spune-mi cât ai stat, n-ai auzit niciun țipăt, nicio ceartă? Și-i vorbi lui Frank despre dispariția ciudată a doamnei Dex. Poate că mai e încă în casă. Intrară din nou în locuință și începură să o cerceteze mai temeinic. La etaj se afla un dormitor și o cameră de baie. La parter, în afară de camera de lucru, mai exista o încăpere mică, frumos mobilată, în care trona un pian scump. Dar toată osteneala celor doi fu de prisos. Lady Dex dispăruse de parcă o înghițise pământul. Smith era extrem de mirat. Toate corpurile ocupă un loc în spațiu, îi spuse el lui ela. Lady Constance trebuie să fie pe undeva. Nu voi părăsi casa asta până n-o găsesc. Uitându-se la dezordinea de pe birou, Ela spuse pe neașteptate. Vă mai amintiți de medalionul pe care l-ați găsit asupra unuia dintre cei doi omorâți în fața casei lui Farrington? Smith scoase din buzunarul vestei medalionul pe care îl purta tot timpul la el. Ia să ne uităm mai bine la data inscripției de pe el, zise Ela. După ce examină cu atenție bucata de mocava din interiorul medalionului, Ela zise, sunt convins că vom face un pas mare înainte numai dacă vom cunoaște sensul celor scrise aici. Uitați-vă la prima frază. Mor, cot, asta înseamnă cu siguranță Mor Cottage. Ai dreptate? Sigur ai dreptate. Uite că la așa ceva nu m-am gândit. Sigur că individul căruia i-a aparținuse medalionul descoperise secretul lui Mor Cottage și intenționa să-l escrocheze pe Farrington,
dar cu fraza care urmează nu sunt lămurit. Trebuie să însemne și ea ceva. Nu e vorba de niciun alfabet secret, dacă vedeți. E scrisă doar de un om incult. Are și greșeli de ortografie. Cei doi polițiști rămaseră așteptând în fața casei, în timp ce vizitiul se duse să-l aducă pe fratele doamnei Dex. Preotul era cât se poate de liniștit și faptul că sora sa dispăruse nu părea să mire prea mult, cu toate că își exprimase părerea că întâmplarea era de-a dreptul extraordinară. Eu i-am atras atenția surorii mele să nu stea singur aici. Vă puteți explica într-un fel această dispariție? Preotul clătină din cap, nu cunoștea casa și nu fusese niciodată în ea. După vreo jumătate de oră sosiră și funcționarii poliției locale. N-ar fi mai bine ca domnul să vină cu mine? Spuse polițistul arătându-l pe Frank. De ce? Întrebă liniștit Smith. Ce vei rezolva dacă îl vei aresta? Nu există niciun indiciu împotriva domnului Frank și eu sunt dispus să garantez personal că îți va sta la dispoziție oricând vei avea nevoie de el. Apoi, întorcându-se spre Frank, îi spuse: părerea mea e să te întorci în oraș înainte de toate să te căsătorești. Frank dădu afirmativ din cap. Aș dori să știu numai dacă răpirea dumitale are vreo legătură cu evenimentul de mâine. Cine ar fi avut interesul să împiedice căsătoria? Mi-e greu să bănuiesc pe cineva, totuși. Poltavo? Poltavo? Repetă Smith. Da, se pare că avea intenții în legătură cu domnișoara Grey. Da, Poltavo ar fi avut un oarecare motiv. Povestește-mi ce s-a întâmplat de fapt în mașină. Frank istorisi pe scurt cum fusese răpit. Odată în mașină am făcut pe mortul. Automobilul mergea cu o viteză de necrezut. Atâta timp cât ne-am aflat în Londra, lampa din plafon a rămas tot timpul aprinsă. Cei doi care mă însoțeau erau mascați și păreau a fi străini. Unul dintre ei ținea un revolver pe genunchi, asigurându-mă din 5 în 5 minute că el la nevoie nu va ezita să facă uz de el. Nu știam încotro mergem și iată că ne-am văzut ajunși pe un câmp. Unul dintre ei a deschis o fereastră și aerul proaspăt care a intrat în mașină m-a făcut să-mi dau seama că ne aflam departe de oraș. Probabil că ațipisem, căci când m-am trezit, se lumina de ziua. Cei doi însoțitori ai mei adormiseră și ei. M-am uitat cu precauție în jur. Mașina mergea încet. M-am uitat apoi la mânerele interioare ale ușilor, gândindu-mă prin ce parte aș putea fugi mai ușor. M-am decis spre ușa din dreapta, care era mai aproape de mine. Mi-am adunat toată puterea, am deschis ușa și am țărit afară. Aveam experiență de pe autobuzele londoneze din care obișnuiam să sar din mers. Mă aflam pe o câmpie care nu mă oferea niciun fel de apărare. Dar la vreo 500 de metri de acolo am văzut o pădurice către care m-am îndreptat în goană. Din fericire am fost obligat să trec printr-o vâlcea, așa că am ieșit din raza vizuală a celor care eventual mă puteau urmări. Abia când am ajuns pe partea cealaltă a vâlcelei, unul dintre urmăritori m-a zărit și a tras asupra mea. Am auzit gloanțele șuruindu-mi pe lângă ureche. Asta e tot, spuse Frank. Preotul îl invită pe Frank să meargă cu el la parohie. Tânărul jurnalist se despărți de Smith, care rămăsese să continue cercetările asupra dispariției doamnei Dex, dar o nouă cercetare a casei nu duse la niciun rezultat. Singura explicație, spuse Smith deprimat, e că Lady Constance a părăsit casa în timp ce vizitiul era adâncit în citirea ziarului. Culmea ar fi să ne aștepte în casa fratelui ei, dar Smith știa încă foarte bine că nu putea fi vorba de așa ceva. Ușile încuiate, mai ales urmele luptei care avusese loc în camera de lucru, precum și urmele mâinii însângerate, arătau clar că era vorba de o intenție criminală. Și totuși, Lady Dex se află pe aproape, spuse el furios, iar eu o voi găsi chiar de-ar fi să dărâm piatră cu piatră blestemata asta de casă. Capitolul 15. Ziua anunții domnișoarei Doris Gray s-a dovedit a fi splendidă. Doris stătea la fereastră cu mâinile împreunate în jurul genunchilor și privea spre grădinile din Bradley Square. Fata era îngrijorată și cam nervoasă. Din fericire avea o mulțime de lucruri de făcut înaintea ceremoniei de nuntă, încât nu avea timp să cugete. În seara precedentă primise de la Frank o telegramă expediată din Great Bradley.
Un sentiment ciudat și nelămurit o făcu să se supere pe el că părăsise Londra. O mâhnea faptul că lucrase până și în ziua dinainte anunții. Presupunea că Frank plecase la Great Bradley în interesul cercetărilor privitoare la moștenitorul milioanelor lui Dollington. În ajunul nunții ar fi fost totuși cazul să nu plece, pentru că s-ar fi putut să aibă nevoie de el. În schimb, Poltavo îi fusese de mare ajutor. În după-amiaza zilei din ajunul nunții, luase ceaiul împreună cu el. Respectos și atent, acesta evitase să-i amintească de căsătorie. Dar tot ce nu exprimase prin cuvinte, îi se putea citi în priviri. O servitoare o trezi din visurile sale, aducându-o la realitate. A venit domnul de Benham. Domnișoară, l-am condus în camera de lucru. Ah, avocatul, vin numai decât. Când ea intră, domnul de Benham se plimba gânditor prin încăpere. Presupun că știți că trebuie să asist la cununia dumneavoastră, spuse el, întinzându-i mâna. Trebuie să vă predau cheile de la seiful băncii. Aveți aici specificat exact suma pe care o veți găsi acolo. Vă rog să vă aruncați ochii pe această hârtie. În cifra rotundă, averea lăsată de decedatul său tată se ridica la suma de 800.000 de lire sterline. Această sumă este investită în hârtii de valoare de prim ordin. O sumă foarte mare vă revine de asemenea din dividende. Domnul Farrington a ales acest mod neașteptat de a vă asigura averea, cu toate că eu îi dădusem un alt sfat. Împrejurările care au urmat au dovedit că eu n-am avut dreptate. Farrington a avut pierderi mari la bursă, cum reiese din registrele sale. Și cu toate că nu vreau să învinovățesc pe nimeni, trebuie totuși să remarc că un om mai puțin energic decât Farrington ar fi căzut atunci în păcat. Acum vreau să scap de răspunderea pe care mi-am asumat-o. Aș vrea să vă întreb dacă unchiul dumneavoastră v-a spus vreodată ceva despre moștenirea enormă a lui Dollington. El este unul din administratorii averii. Doris se uită mira la el. Curios că mi-adresați această întrebare, deoarece Downtown se căsnește să-l găsească pe moștenitorul acestei imense averi. Amănuntul îmi este cunoscut. V-am întrebat numai fiindcă am primit o știre de la ceilalți administratori din America. Îmi pare rău, dar cercetările soțului dumneavoastră nu vor mai fi de folos dacă nu va reuși să-l găsească pe moștenitor în ultimile 24 de ore. De ce? Întrebă ea mirată. Dispozițiile testamentului sunt ciudate. Averea Dollington, cum poate vă este cunoscut, nu știu nimic, îl întrerupse ea. Atunci am să vă spun eu. Averea acesta trebuie împărțită în două părți egale între moștenitor și soția lui. Și dacă moștenitorul nu e însurat, atunci averea revine în mod automat femeii pe care moștenitorul o va lua în soție. Dar testamentul stipulează că moștenitorul trebuie totuși găsit până la împlinirea a 20 de ani de la moartea lui Dollington. Ori termenul acesta expiră mâine. Oh, bietul Frank, și el își dă toată osteneala. Dacă nu-l găsește până mâine pe acest moștenitor enigmatic, atunci nu mai capătă nimic pentru toată munca depusă. Nu cred să capete ceva. Recompensa revine celui ce-l găsește pe moștenitor în intervalul de timp stabilit. De fapt, am venit aici fiindcă știam că domnul Downton e interesat în această problemă și că... Ei bine, credeam că unchiul dumneavoastră v-a spus mai multe. Credeți cumva că unchiul meu a știut cine e și a păstrat acest secret pentru un motiv oarecare? Vă rog să nu vă supărați pe mine, zise avocatul. Domnul Farrington era un om inteligent și priceput. Am presupus că poate va mărturisi câte ceva așa încât să-l puteți ajuta pe viitorul dumneavoastră soț în căutările sale. Nu știu nimic. Unchiul nu mi-a spus nimic. Era foarte rezervat când era vorba de afaceri. Și totuși am convingerea că mă iubea foarte mult. Cum nu mai am altceva să vă spun, declară avocatul, vă voi revedea la oficiul stării civile. Ea dădu afirmativ din cap. Pot să-mi exprim încrederea, spuse el, că această căsătorie vă va duce la împlinirea tuturor speranțelor legate de ea? Nici eu nu știu ce speranțe trebuie să fac, spuse ea obosită, conducându-l spre ușă. A mai existat oare o căsătorie așa prozaică și de searbădă ca a mea? Se întrebă Doris când se urcă în taxiul ce trebuia să o ducă la oficiul stării civile. Ca multe alte fete își făurise și ea visuri despre această zi minunată.
Când în sunetele ample ale orgii trebuia să urce treptele altarului la brațul unchiului ei, acum însă visurile se sfârșiseră, moștenitoarea unei mari averi, una dintre cele mai frumoase fete din Londra, mergea într-un taxiu la cununie. Frank o aștepta în fața clădirii. Ceremonia a fost scurtă și neinteresantă. Doris deveni doamna Dalton înainte chiar să-și fi dat seama ce se întâmplă cu ea. Nu ne mai rămâne de făcut decât un singur lucru, spuse avocatul ieșind în strada luminată de soare. Să mergem la bancă să vă luați în primire averea. Această treabă trebuie făcută cu toate formele necesare. Doris fu de acord. Frank tăcu tot timpul. Doris îi era recunoscătoare pentru rezerva pe care și-o impusese. Era măritată. Faptul acesta i-a ocupat toate gândurile. Cu un bărbat pe care îl alesese altcineva și care, cei drept, îi era drag, dar nu chiar atât, încât ar fi trebuit să-l ia de bărbat. Se uită pe furiș la Frank și văzu că și el era foarte abătut. Frumos început de căsnicie, nimic de zis. Automobilul se opri în fața unei clădiri sobre. Avocatul plăti șoferului și coborâre cu toții scara de piatră care ducea spre seifurile băncii. În timp ce funcționarii cercetau registrele, apăru Poltavo. Îi sărută mâna lui Doris și o păstră într-a sa mai mult decât s-ar fi cuvenit. Contele Poltavo se află aici în urma dorinței unchiului dumneavoastră, explica avocatul. Am primit această știre cu câteva zile înainte de dispariția sa. Deși nemulțumit, Frank fu destul de cavaler să se arate politicos față de Poltavo. Un funcționar în uniformă îl conduse prin mai multe coridoare spre bolta unde se afla o ușă masivă de fier. Funcționarul deschise ușa și intrară cu toții într-o încăpere luminată de lămpi puternice instalate în plafon. Singura mobilă din acea încăpere era casa de fier așezată într-un colț. Avocatul învârti de mai multe ori cheia și deschise ușa de oțel. Deodată se întoarse extrem de surprins. Casa de bani este goală, spuse el. Goală? Strigă Doris. Da, nu se află în ea decât acest plic. Și întinse fetei un plic pe care ea îl deschise în mod mecanic. Apoi citi tare conținutul scrisorii. Din nefericire am fost nevoit să mă folosesc de averea ta pentru a-mi îndeplini unele planuri. Chiar dacă mă condamn pentru asta, iartă-mă, fiindcă îți dau o avere mult mai mare decât cea pierdută. Îți dau un soț. Fata ridică privirea. Ce înseamnă asta? Întrebă ea în șoaptă. Frank luă scrisoarea din mâna ei și o citi până la capăt. Un soț pe Frank Dalton, care e moștenitorul milioanerul lui Tollington, cum a fost și tatăl tău înaintea lui. Toate actele doveditoare se găsesc în plicul sigilat aflat în păstrarea avocatului. Plicul are pe el scris litera C. Scrisoarea era semnată de Gregory Farrington. Confirm, spuse avocatul, că într-adevăr am în păstrare un asemenea plic. Domnul Farrington mi l-a predat cu ordinul strict de a nu-l mâna executorilor săi testamentari înainte de a primi instrucțiuni precise de la el. Vă felicit, domnule Downtown. Se întoarse spre Frank și-i strânse mâna. El era moștenitorul milioanelor lui Tollington? El, fiul lui George Downtown? El care tot timpul o căutase pe sora lui Tollington, adică pe bunica sa? Deodată totul îi se lămuri. Cât timp și-ar fi cruțat dacă ar fi cunoscut numele bunicii sale dinspre tată? Își aminti de acea femeie bună care murise când el era elev. Niciodată nu și-ar fi închipuit că acea bunică ce murise doar la câteva ceasuri după soțul ei pe care îl iubise mai presus de orice, ar fi putut să fie sora lui Tollington, pe care el o căutase cu atâta asiduitate. Se uită la soția lui. Lovitura fusese însă prea puternică pentru a-și da seama de intensitatea ei. O cuprinse duios cu mâna pe după umeri. Poltavo, care se uita la el pe sub sprâncene, surâse sarcastic. Iubita mea, spuse Frank, averea ta e asigurată. Farrington n-a avut decât temporar nevoie de ea. A, nu de asta sunt necăjită, spuse ea plângând înăbușit. Mi-e ciudă că unchiul meu te-a silit să te însori cu mine printr-un vicleșug. Nu-mi pasă că mi-a luat averea, ci că s-a slujit de mine ca de o momeală. Și rușinată, Doris își acoperi obrazul cu mâinile. Franco conduse la mașină. Poltavo se uită după automobil până când acesta dispăru. Apoi, îi se adresă avocatului.
Și re Tom Farrington ăsta, spuse el cu amărăciune. Închisorile țării, răspunse de Beham, sunt pline de oameni a căror specialitate o constituie tocmai acest gen de șiretlicuri, după care plecă lăsându-l pe Poltavo încremenit.